Duminică 1 septembrie 2019 mă aflu în orașul întorsura Buzăului din județul Covasna, la sediul Colmodromului Internațional Transilvania, unde particip la etapa derby finală de la Nădlac, 420 de kilometri. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu un crescător de aici din zonă, un crescător serios, foarte pasionat, cu rezultate bune în ultimii ani. Este vorba despre domnul Scurtu Daniel din Secere, dacă nu greșesc. Da, corect. Vă salut, domnul Daniel, ce faceți? Bună ziua, să trăiți, domnul Alex, împreună cu câțiva prieteni. Am venit să asistăm la final la Colombodromul Transilvania. Aveți porumbăi aici, domnul Daniel? Nu am adus. Nu ați adus anul ăsta. Băi, dar prietenii care compun o echipă de aici au, să spun ceva, și din crescătoria mea. Sânge din fund. Deci pot să spun că am și eu oarecare emoții pentru sosirea lor. Acum, vedem ce se întâmplă. Ce să fie? E o etapă dificilă, totuși 420 de kilometri. Pe ruta asta nu e una dificilă, nu e ușoară, față din câte știu. Anul trecut, când condițiile meteo au fost potrivnice, totuși să sperăm că o să fie mai bine. Va fi mai bine și vom vedea sosirile porumbăilor. Despre dumneavoastră ce ne mai spuneți? Știu că sunteți un pasionat columbofil, experiență de câțiva ani de zile, nu? De când zburați porumbăilor? Concurez în cadrul AC Brașov, cadrul FCP, FCPR, de câțiva ani de zile. De câțiva ani am și împreună cu colegii de la Săcele am înființat acolo un club, a luat ființă clubul Săcele. Da, și încercăm acolo să ne vedem, ca să spun așa, în limita, bineînțeles, a posibilităților. Da, și a timpului disponibil, bănuiesc. Și a timpului disponibil, știți foarte bine, acest sport implică, da, pe lângă celelalte resurse materiale, să spun așa, și timp. Și cum mai place mie să spun, și un pic de noroc. Așa este? Trebuie și puțin noroc, da? Da, din punctul meu de vedere, da, trebuie să ai și un pic de noroc. Așa de șansă. Da. De despre porumbei dumneavoastră ce ne puteți spune? Cu ce numeri concurați? Ca și origini? De unde se trag? Domnul Alexandru, pot să spun că aș concura cu numeric lărgit, să spun așa, compartimentul, deci practic vădovia totală, da. Compartimentul de mascul, să spun așa, este alcătuit dintr-un numeric de 20 de boxe, da, pentru vădovie. Deci cam acolo mă încadrez undeva, să spun că la începutul sezonului competițional încep undeva la aproximativ 40 de porumbei, să spun, dacă este complet lotul, 20 de mascul, 20 de femele. Nu vreau să dezvolt prea mult pe jocul văduviei, sunt alții mult mai în măsură și mai experimentați și crescători mai valoroși care pot opina pe această idee, dar v-am spus, cam acesta este numericul și încercăm să ne vedem an de an mai sus, că bănesc fiecare crescător, fiecare copil, pentru asta joacă mod special, să încerce să obțină rezultate cât mai de vârf. Așa e. Cât mai de sus. Cu care dintre sexe vă înțelegeți mai bine la rezultate? Cu masculi, femeile? Să spun, în ultimii ani, să spun așa, m-am înțeles mai bine cu femelele. Pot să zic, probabil, la masculi încă, și o recunosc, nu am niciun fel de, probabil încă nu stăpânesc carta de a motiva masculii. E și mai ușor din formă masculii. Așa cum i-aș dori, da, probabil e și un pic. Probabil atenția trebuie să fie și experiența un pic mai față de femei. Se pare că femeile totuși sunt ascultătoare, se motivează mai ușor, se antrenează mai bine, mult mai bine decât... Mai conștiincioase? Exact, sunt mai conștiincioase și acolo pot apărea anumite probleme, dar cred eu că pot fi remediate din timp. Dar, deși poate părea un paradox, consider că masculii ca sex sunt mai puternici decât femelele. Și, nu știu, normal, ce poate fi normal pentru mine, pentru alții, poate fi anormal. Normal ar fi ca sexul masculin să domine sexul feminin. Acum, mă rog, nu e o regulă, știți cum e? Sportul ăsta, regula, nu e nicio regulă. Nu e nicio regulă, da. Nu e nicio regulă. Dar... Ca și origini, ce ne puteți spune despre păstările noastre? De unde provin? Cum vi le-ați construit? Ce să zic, în ultimii ani de zile am dus porumbei de la prietenul meu, Lucian Pupăză, de acolo. Da. Am avut norocul să aduc câteva păsări. Lucian are păsări foarte bune. El a avut, acolo el a concurat și în FCPR și la Fersea, acum în prezent concurează și din nou în cadrul clubului nostru la Săcele, în cadrul AC Brașov. Ca origine acolo, din porumbei care... Gust Cristian, să știu că el... Da, într-adevăr, da, mi-au dat satisfacții porumbei de Gust Cristian acolo, într-adevăr.
dar și încrucișați, porbei de aer camp care s-au pretat. Am adus ceva de la domnul Ban Constantin și pe această cale chiar țin să-i mulțumesc pentru, nu numai pentru porumbei pe care, sau mă rog, mai puțin, poate am folosit un plural aici de porumbei, dar sunt porumbei, pot să spun, și nu numai pentru porumbei, dar și pentru tot sprijinul pe care mi l-a acordat în activitatea columbofilă și nu numai, și domnul Ban știe la ce mă refer, nu vreau să dezvolt pe această cale. Am adus ceva de Vandic de acolo și, apropo de linii ce mă întrebați aici, de origini, de origin, spun așa, da? Nu știu dacă am neapărat linii, dar poate provin din anumite linii, să spunem consacrate, și porumbei de drapa care mi-a dat satisfacție și s-a pretat foarte bine acolo prin încrucișele pe care le-am făcut. Ce categorii preferate de zbor aveți? Preferate, deci categoria mea preferată de zbor de departe este demifondul. Da. Demifondul la care la nivel de județ nu vreau să-mi fac niciun fel de reclamă. Am excelat acolo, mereu să spun pe podium, atât la porumbei cât și la crescător. La viteză sunt alții mai buni în... Mai viteziști. Da, ca viteziști sunt alți crescători mai buni din Brașov. Și atunci cred eu că, nu știu, poate eu îmi place să cred că îmi cunosc locul, să spun așa, în privința categoriei pe care trebuie să punctez așa, pe care trebuie să punctez și pe care trebuie să o juc. De v-am spus, demifondul este categoria mea preferată, jucând doar categoria 1 și a 2, în speță viteza și demifondul. Spuneți. Și de aici, bineînțeles, rezultă și cea de-a treia, asu speed. Cu echipa cum stați? O nimeriți? Asta cu echipa, poate nu întotdeauna o nimeresc cum mi-aș dori eu. Mai sunt acolo probabil și anumite inconstanțe care nu neapărat s-ar datora poate doar și exclusiv porumbeilor, dar să spunem, acolo dacă încă mă văd cât de cât acolo în față, în top 3 județean la crescător, înseamnă cât de cât o nimerim. Brașov e o forță din punct de vedere columbofil. Da, din punctul meu de vedere... Calitativ, cantitativ. Din punctul meu de vedere... Stai Brașov, bine dacă... Consider că are o concurență sănătoasă și aici în ultima perioadă de timp au venit crescători care au investit în porumbei, au adus ce trebuie, fac ce trebuie din punctul meu de vedere și asta nu poate fi decât benefic pentru toți columbofilii care concurează aici. Da, Brașovul, mie îmi place să cred că totuși este o forță la nivel național. Recunoaștem și județele care sunt puternice și au fost mereu puternice, dar cred că nici județul Brașov nu este de neglijat în ceea ce privește sportul columbofil. Așa este, și are o istorie bogată, bineînțeles, și crescători, bogată. Mulți campioni naționali și mulți valoroși au tot dat de-a cursul anilor. Așa da, cred că... În condițiile în care, geografic vorbind, Brașovul, cum să zic, e puțin defavorizat, că zone muntoase, zone greu din punct de vedere columbofil accesibile, să zic. Dar nu cred că avem cel mai ușor relief din punctul acesta de vedere. Și traseul nu e unul lejer. Dar, acum, ce să spun, ăștia sunt porumbei pe care încercăm să-i adaptăm. Porumbei de munte, cum mai da, spuneau, de și da. Unii crescători, porumbei montani, care au, să spun așa, căutare. Acum, vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră de relief, da, nu este ușor, este dificil. Ați văzut grupare, n-a rost să dau nume, au renunțat să mai joace pe Ardeal aici. Da, normal, da. Relieful și când sunt pierderi și, mă rog, apar poate și anumite insatisfacții și un anumit disconfort, e de înțeles, da? Noi nu prea, nu știu, dacă am avea noi de ales să schimbăm ruta așa de la 360 de grade, în poziția care ne aflăm noi, mai greu să cred că putem. Pe Constanța nu aveți cum să zburați, că e foarte greu de trecut. Bulgaria, spre Constanța, nu cred că avem cum să zburăm. Să vedem, ar fi probabil anumite variante, dar eu, din punctul meu de vedere, deocamdată zic eu că se joacă ce trebuie și o ruta care trebuie, uite, dovadă că se dă an de an, județul Brașov, dă an de an acolo, crescători care ating acolo podiumul național. Top 10, top 20 deci, național. Se poate. Atâta timp cât avem astfel de crescători, rezultate foarte, foarte bune, vorbesc de la nivel de județ, provincie și național, unde ați văzut acolo doar spuma și elita și doar numele bune și ating acolo. Cred eu că se poate, încă, fără probleme. Știu că timpul nu e principalul dumneavoastră aliat și din punctul ăsta de vedere vreau să vă întreb Alexandru, știți cum cam cât timp vă permite să stați în timpul sezonului între porumbei, să-i pregătiți? Din păcate nu, atât cât mi-aș dori eu. Acum degeaba estimez eu, dacă ar fi cu mine, a sta mult mai mult între ei, dar bine, nu ideea de a-i deranja sau le-a creat disconfort. Nu, dar, să-i urmăriți, știți, să-i analizați. Sportul acesta, domnul Alexandru, scuzele sau alte explicații, nu cred că sau fiecare ne ocupăm atât cât ne permitem. Așa. Și de-am spus, încercăm să facem cât mai mult. Până la urmă este o pasiune, un viciu. Așa.
Dar, repet, nu mă ocup de atât cât mi-aș dori eu, dar nu sunt nicio formuliște, nicio scuză pentru anumite insucces sau nerealizări, nu, dar să sperăm că poate în viitorul mai apropiat sau îndepărtat, nu știu, când voi ieși la pensie. Mai aveți până atunci. Da, mai avem de servit patria, să spun așa. Da. Atunci probabil la pensie o să mă ocup atât cât mi-aș dori de porumbe. Familia ce zice? E alături de noastră, vă susține, da, în această pasiune? Tatăl meu și el a fost crescător de porumbei. Deci moșteniți pasiunea, nu? Da, am moștenit, cu siguranță am moștenit pasiunea de la tatăl meu, nu am niciun fel de probleme cu familia. Ei mă înțeleg, au văzut că n-au ce să-mi zică, ce să-mi facă. S-au obișnuit. Dar de asta, cum am spus, am subliniat, tatăl meu a fost crescător de porumbei, dar datorită și el naturii serviciului, nu are timp să suplinească lipsa mea când trebuie să fiu la serviciu. Dar nu vă poate ajuta acum, nu? Domnul Alex, știți cum e, uneori e în limita posibilităților, poate, da, cum spuneți dumneavoastră, dar nu, încă nu am acea posibilitate să spun, să găsesc un locuitor sau să mă aștept pe termen așa cum aș dori eu. Nu se poate încă. Spuneți-vă, rog, până acum, ce ați cheltuit mai mult pentru porumbei? Timp, bani, nervi, sudoare? Cred că, da, dificilă întrebarea, ce să spun, domnule, cred că cheltuim cu ghilimele câte puțin din fiecare lucru pe care dumneavoastră l-ați enumerat acolo, dar, nu știu, chiar mai contează ce... Nu mai contează, nu? Nu, din punctul meu de vedere, nu. Sunteți un crescător răbdător cu porumbei dumneavoastră? Cât timp, câți ani le acordați credit? La lotul de zbor, de exemplu, și la reproducători. Deci, domnul Alex... Până vă convingeți că nu e ce vă trebuie dumneavoastră. Da, eu acolo nu vreau să par acum lipsit de modestie, la numeric pe care l-am eu destul de restrâns, pentru că nu vreau să am numeric mai mare, nu că n-aș avea posibilități. Da. Nu o să spun în mare acolo pe ce mă pot baza și pe ce joc, iar în ceea ce privește creditul, din punctul meu de vedere, porumbelul trebuie să dea niște semne de la primele zvârniri, să spun așa, niște semne de bun augur. Eu fac o paranteză, nu concurez cu ei în cadrul asociației, nu joc. Deci toamna nu-i zburați. Da, îi antrenez personal în privat. Iar din primul an ca yearlingi, începem și jucăm cu ei, de la prima până la ultima etapă de concurs, conform planului prevăzut. Și de acolo ce rămân, da, ce se pierd, ce rămân, rămân, da. Și din cei ce rămân, la fel, îi oprim pe cei care... Deci aveți un anumit barem, o anumită grilă, da, bineînțeles, după da. Care toamna îi analizați, îi judecați, nu? Bineînțeles, la sfârșitul sezonului, acolo tragem o linie și vedem acolo care s-a încadrat și care m-a, să spun, satisfăcut lumele din punct de vedere competițional. Și care e acolo, în vârf acolo, în vârf la nivel de județ, în primul rând. Da? Aceea rămân. Cu tratamentele cum stați? De câte ori pe an le faceți la porumbei? Domnul Alexandru, ceea ce privește tratamentele... Le dați în timpul sezonului de concursuri? Umblați la cutiuța cu minuni? Am avut odată cu câțiva niște probleme de sănătate cu ei acolo și mi-e rușine să recunosc că cred că am exagerat acolo cu niște tratamente, iar înainte de un sezon competițional. Vreau să vă spun că, domnule, sunt bune, să nu prea dumne acum nu mai folosim, să nu facem tratamente preventive, mă rog, în sezonul de iarnă preventive, dar în rest, nu știu, mă feresc și mi-e și teamă să mai folosesc 10 de antibiotice sub nicio formă, dar dacă, spunem, e o situație critică și atunci mi-ar putea, nu știu, doar atunci să intervii. Altfel, preventive, v-am spus, în sezonul rece, iar în timpul sezonului de zbor, îmi place, da. Trebuie menținut sub control trihomonoza și dacă apar anumite probleme pe căi respiratorii, în rest atât și nu vreau să o de altceva sau de alte tratamente sau de altă medicamentație. Porumbelul, cum să spun eu, trebuie să ajute și el crescătorul, dar și crescătorul. Dar dacă, de exemplu, după o anumită etapă de concurs îl simțiți pe unul că nu e suficient refăcut, îl angajați totuși la etapa următoare sau preferați să îl țineți? Păi, domnul Alexandru, dacă porumbelul acela, să spunem, ar alcătui sau alcătește echipa, este ce trebuie și nu e ce trebuie pentru etapa următoare, ce rost are să-l angajezi. Da. N-are niciun rost. Să claseze cu puncte foarte mari sau mai mult să ai posibilitatea, există ocazia să-l și pierzi. Da. Nu, porumbei, tuturor porumbei trebuie să le acuzi aceeași șansă să fie pregătiți toți 100% din punct de vedere fizic, motivațional, moral și așa mai departe, ca să mergi la luptă, cum se spune, să concurezi ce trebuie, da. Nu doar așa să... Selecții la una porumbeilor, ce importanță îi acordați? Domnul Alex, toate detaliile au un rol din punctul meu de vedere.
Bineînțeles că, după cum am spus, ne concurăm cu puii în cadrul asociației. Din ce rămân după antrenamentele pe care le efectuez în privat, și acelea nu foarte lungi, să spun, ca distanță, eu mizez pe, cum să spun eu, pe pregătirea puilor, pe formalea lor, pe pregătirea psihică, să zic așa, nu? Da, cu ceea ce au de făcut pe viitor. De acolo, ca să completez locurile vacante, da, ceea ce privește boxele eliberate după sezonul de zbor, după pierdere, după eliminare și așa mai departe, atât la mascul cât și la femele, de acolo completăm locurile lipsă, da? Și bineînțeles că care se încadrează din punctul meu de vedere acolo să ocupe un loc, va rămâne, da, ceilalți fiind eliminați. Ce preferați să acordați? Credit unui pui, unui tânăr sau unui porumbel care în anul precedent, să zic, n-a obținut cele mai bune rezultate, dar totuși aveți încredere în el datorită familiei din care provine, să zic, a rudelor domnul care Alex au zburat. Am avut porumbei din familii foarte bune, familii de campioni naționali. Nu toți frații au fost ce ar trebui. De acolo eu am spus, dacă punctul meu de vedere dintr-o familie, la un exemplu de campioni, încep să concurez cu 4, 5, 6 pui și unul îți dă satisfacție, trebuie să fii foarte mulțumit din punctul meu de vedere. Nu zic că asta e o regulă, doar unul să fie bun. Poate să fie toți sau poate să fie niciunul. Iar în ceea ce privește creditul pe care l-a spus dumneavoastră, domnule, din punctul meu de vedere, tineretul puii reprezintă viitorul unei crescătorii. De acolo, tot mereu trebuie să ai grijă să faci ce trebuie. Iar cu cei maturi, credit, nu prea aici. Dacă el în primul an, ca sublinez, ne concurăm puii, în primul an ca iarling, dacă nu face deja ce trebuie acolo, n-are ce să mai caute. Nu, în condiții normale de joc, să nu fi intervenit alte probleme, să spunem, sau da, anumite vicii de sănătate sau altceva, în condiții normale de concurat, dacă nu performează, nu are ce să mai caute, sunt nicio formă în crescătorie. Umple spațiu degeaba. Primăvara, când vă formați perechile de matcă, da, după ce criterii vă ghidați? Cum vă selectați partenerii? Da, bine, ce urmăriți? Compensații fizice, pedigreu, rezultate? Mie îmi place să urmăresc în mod special performanțele care le-au obținut ei. Am acolo câteva perechi de la care am început să reproduc. Au dat și campioni la nivel de județ, mă rog, și necuții. De acolo am încercat și, bineînțeles, cei mai buni zburători care în câteva ani de zile vor ajunge marcă. De acolo începem și facem cupurile, da, de reproducție. Acum, îmi place să cred că noi aici, crescătorii Brașov, cam știm ce talie de porumbel acolo ajunge. Rezistă, da? Cam ce talie de porumbel, se pretează pe relieful nostru, la viteza cu care se cam joacă și care sosesc porumbei pe rutele pe care le jucăm noi pe acest relief. Cam știm ce avem de făcut, zic eu. Vă păstrați perechile bune la matcă de la un an la altul, perechile care reproduc bine? Deocamdată nu, niciodată n-am făcut. Chiar aveam o discuție înainte să ajungem aici cu cei care am venit și eu chiar asta le spuneam, discutam cu ei și le spuneam, doamne, eu poate am și anumite fixuri, nu știu dacă sunt bune sau greșite, n-am ținut același cuplu an de an, chiar dacă mi-a dat, nu l-am așa. Deci acum vreau anul viitor să refac o pereche care mi-a dat satisfacții, dar acolo deja vorbim de 3 ani, deja de 3 ani, 3-4 ani. La consanguinizare apelați? Da. Și pentru zburător sau numai pentru matcă? Și pentru zburător, dar consanguinizări, să spun așa, nu foarte apropiate. Până la ce nivel mergeți? De gradul 2, să spun așa. Da. De gradul 2, dacă aș putea spune așa. 2 spre 3. Dar, din punct de vedere, aici, mai ales pentru genetică, sunt foarte bune. O să cred că o să acord în ceea ce vrește fixarea caracterilor. Exact. Sânge, mă rog, da, gene și așa mai departe, astea sunt văzute foarte... Porumbei preferați în crescătorii aveți? Preferați din ce punct de vedere? Preferați așa, pe care aveți o afinitate față de ei mai mare, să zic. La ce vă referiți? Vă afinitate? Plac așa, vă plac, mă, țineți la el mai mult și la culoare, dacă vreți de asta, dar nu neapărat la culoare, la rezultate, cred că, în principal. Da, bineînțeles. Cineva avea o vorbă, domnul Bulănescu Viorel, această care zise, mulțumesc cu el, am început ABC-ul, să spun așa, columbofil. Și îmi spunea, n-am fost niciodată, și pe această cale doresc să-i transmit multă sănătate, îmi spunea, domnule, dacă îți vine un porumbel și e bun, e foarte bun și nu arată, e urât, domnule, o să vezi că cu timpul o să-l îndrăgesc și o să-ți pară, o să-ți spui, este cel mai frumos din coteț, din crescătorie. Și cred că are dreptate. Așa este. Unui tânăr care s-ar apuca în prezent de porumbei, ce sfaturi ați da? Cu ce păsări se înceapă? De unde să și le procure? Cu maturi, cu pui, să-și ia din zona de la el?
sau nu neapărat? E bine să apuce, cum să spun eu, e bine să apuce și cu pui și cu mătură. Dar vedeți dumneavoastră, sportul ăsta columbofil, pe lângă faptul că e foarte frumos, este și costisitor. Și nu o spun ca să ne plângem, dar costisitor și din punct de vedere material și din punct de vedere al timpului. Trebuie să ai și înțelegere și în familie, ca toate să meargă unitar și, și uniform. Ce să spun? Eu am, din punctul meu de vedere, sportul columbofil în ziua de astăzi este un sport cu bani. Este un sport pentru oameni cu bani, ca spun. Da. În mod special. Oameni cu bani, oameni care își permit și nu este singurul sport, mai sunt și alte sporturi care necesită tot, cum să spun eu, finanțare. Finanțare, dar nu înseamnă că, acum, neapărat dacă ești potent financiar, în scurt timp vei fi și campion național. Dar totuși există o... E un punct de plecare. Așa. Acum ce să, ca să încurajez eu doar așa de dragul interviu anumiți tineri ca să se apucă, sau se apucă de sportul ăsta. Ce să spun? Am mai spus-o, îți trebuie noroc. Noroc. Și, nu știu, probabil ca și crescători, te-aș recomanda să achiziționeze din zona de unde vor ei să concureze, din zona aceea și... De la crescători pe care îi cunosc, bănuiesc, au încredere în ei, nu? De la crescători, da, care au încredere. Mă rog, acum eu zic că sunt crescători serioși și doar că ce e bun, știți. Costă sau nu se dă? Păi e ca o mașină, nu, domnule? Așa. O mașină bună, așa, performantă, costă, nu? Așa. La fel și un porumbel sau pui din porumbei cu rezultate foarte bune, e normal să costă. E normal. E normal. Ce ați prefera să dețineți în crescătorie? Un zburător foarte bun sau un reproducător foarte bun? Și una și alta. Asta e ideea, e ideală. Nu știu, un zburător foarte bun care să fie și un reproducător ulterior foarte bun. Și să fie doar unul. Și una și alta, am spus. Și una și alta. Frumos. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate, domnul Daniel. E primul interviu, dar mi-a spus că anul trecut mi-a spus acolo că am evitat, acum mi-a spus că nu o să mai scap, nu am venit. Sincer, și puteți vă ajuta să lăsați ce o să spun. Sigur că da. Nu-mi place să vin să apar sau să facem... Nu, asta, interviul l-am realizat la rugămintea mea acum. Da, eu vă mulțumesc frumos încă o dată, mie mi-a făcut plăcere. Și ce să spun, să ne vedem sănătoși. Și la ană, și în continuare și aici la Columbodrom, dacă se poate și în alte locații, poate și în expozițiile naționale. Domnul Alex, cu mare drag, și încă o dată vă mulțumesc frumos pentru interviu. Și eu vă mulțumesc. Cu stimă, toate cele bune. O zi bună, să trăiți. Numai bine.